Băiatul în vârstă de doar 13 ani se afla la Săniuș împreună cu alți copii de pe uliță. Încercând să evite o altă sanie, copilul s-a izbit direct într-un cap de pod. S-a ridicat apoi și a strigat către un alt copil aflat la Săniuș, după care a căzut în zăpadă. Aici s-a izbit cu sania? S-a izbit cu sania, pierd. Și a luat aerul, a căzut jos, a ridicat sus, a căzut jos și gata. S-a ridicat în picioare și a strigat pe un vecin, era cu vecinul ăsta. Și a căzut în genunchi înapoi, a strigat eu în el și a căzut în genunchi și atât a fost. Echipajul de ambulanță, care a ajuns în doar câteva minute la fața locului, nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Și medici când au venit? Medicii l-au dat verdict că e mort. El a murit pe loc aici, cred. Vecinii și familia spun despre copil că avea doar note bune și că a participat la Olimpiada de Matematică la faza județeană. Băiatul făcea parte dintr-o familie cu 7 copii, tatăl și alți 2 frați fiind plecați la muncă în Belgia. Și băiat cu minte, și băiat harnic, îți luăm mâna, lucruri de mână să-l luăm. Bunic, lasă eu, bunic, lasă că eu fac bunic. Așa un băiat și Dumnezeu l-a luat de bun ce-a fost. Săracul Gheorghe să-l întărească Dumnezeu să ajungă. Nu găsă bilet la avion, tas, vine cu mașina, ioi. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a petrecut accidentul, urmând ca medicii legiști să pronunțe cauza decesului.